fraților, cât de cald e afară. Efectiv mi-am luat costumația de vară pentru că oficial vine vara. Și practic trebuie să am și o cămașă, ceva, că mor de cald, frate, adică pe bune, chiar a venit căldura dacă stau să mă gândesc. Ba, Andrei, ție nu ți se... Ba! Andrei? Ce? Ce faci, mă, aici? Ce se întâmplă? De ce avem o baltă? De ce avem apă în sufragerie? Sunt la piscină, mă, mă uit la pești. Ia uite-l, mă, omul meu n-are nicio treabă, efectiv. Are piscină, are suc, se uită la pești, îl doare undeva. Păi, bă, Andrei, dar noi suntem în sufragerie, nu la piscină. Cum ai adus apa asta aici? Andrei, ai niște explicații de dat. Doamne, cu suculețul, n-are nicio treabă. Păi, tu nu vezi ce cald e afară? Hai, bă, că merge o piscină aici. Doamne. Băi, fraților, uitați, da, nu-mi place mie să locuiesc cu Andrei. Are cel mai random idei. Bă, Andrei, cum ți-a venit, mă, ție ideea ingenioasă să faci o piscină în mijlocul sufrageriei? Adică, da, e șmecher, dar, bă, mi-e cald. Și apropo, vezi că ai intrat îmbrăcat în piscină, deci amendă 20 de lei. Ce, bă, cât? Bă, Andrei, ok, scuze. Da, nu știu cum să te anunț, dar dacă nu dispare piscina asta de aici, cât timp mă duc eu până în cameră să iau ceva, ne supărăm grav. Și ai face bine să-mi aduci și mie o limonadă de-aia. Mulțumesc. Uite, mă, frate, bă, puta, nu vi se pare că Andrei are cam mult tupeu? Doamne ferește. Așa, bun, trebuie să pun un clip. Ok, bun, am pus și clipul. Hai să mergem, sper că Andrei a rezolvat cu sufrageria. Că, bă, eu nu vreau să am piscină în sufragerie. Deci sper că a rezolvat problema că... Ce? Bă, mă, ce? Andrei, tu-ți bagi joc de mine, mă? Bă, na, poftim, uitați-vă la asta. Ah, ce frumoasă e viața. Bă, Andrei, ce? Bă, băiatule, deci eu ți-am zis să scap de astea și tu, în loc să mă asculti, tu ai scos canapeaua și ți-ai adus un șezlong și o umbrelă în casă? Da. Andrei, te rog eu, te rog, strânge prostiile astea de aici. Ce vrei să fac ca să scap, să nu mai existe, să... Efectiv, ai transformat sufrageria într-o plajă, gen, ce vrei să fac ca să scăpăm de asta? Gen, vreau să revină sufrageria așa cum era înainte. Cred că chiar ai putea face ceva. Pe bune? Zi, Andrei, ce pot să fac ca să renunț la ideea asta? Mi se pare stupid ce se întâmplă aici. Ce, n-are niciun sens. Adică, da, probabil e mișto, dar... Frate, unde mi-e canapeaua? Unde mi-e... Eu nu vreau să trăiesc cu piscină în casă. Dacă vrei să renunț la ideea asta, trebuie să mă duci la plajă. Ok. Deci tu ai transformat sufrageria într-o plajă? Că ți-e dor de plajă? Păi zi, mă, așa, Andrei, dar de ce? Păi ție nu ți-e dor? Uite, deci tu ce frumos e afară. Da, mă, păi... Dar nu era mai ușor să spui, bă, Silent, hai să mergem la plajă. Și gata, problemă rezolvată, gen, nu mai bine spunea aceea din start. Bă, Silent, hai să mergem la plajă. Andrei, trebuia să-mi spui asta înainte să transfer sufrageria într-o... Mă rog, în orice caz. Păi hai, hai să mergem, uite, eu sunt îmbrăcat de vacanță, mă rog, tu ești în costume, baie sau ceva, dar presupun că mergem, hai să mergem. Doamne, frate... gata, mă, Andrei, te-am adus la plajă, a? Ia uite, mă, frumos, altceva, regi, mă, ia uite cum stă. Hai că mă pun și eu aici pe șezlong, îți place? Mie nu prea-mi convine unde m-ai adus. Ce, mă? Păi, dar de ce, gen? Păi, eu te-am rugat să mă duci și tu la o plajă șmecheră, nu la chestia asta. Dar ce are, mă? În primul rând, ăsta e un lac și e și murdar. În al doilea rând, suntem la noi în oraș, încă e aerul ăsta închis de oraș, nu-mi place. Plus că aici mergem în fiecare an, m-am săturat. Ok. Băi, fraților, nu știu ce să fac. Andrei s-a prins că l-aduc aici în fiecare an când vine vara. Trebuie să vorbesc cu savantul. Bă, savantule, savantule, savantule! Ce faci, mă, jucai basket? Scuze, te-am deranjat. Mă rog, ascultă-mă. Da, m-ai deranjat, mă antrenam că am meci diseară, spune ce vrei. Ok, bun, ideea e în felul următor. Andrei 2010 a nebunit, a venit căldura afară, e cald, vine vara și Andrei vrea la plajă. L-am pus la plaja aia de aici din oraș și nu-i convine, vrea altceva. Și problema e că dacă nu găsesc o plajă care să-i placă, o să-mi transforme toată casa într-un water park. Și bă, băiatule, eu nu vreau să am strand în casă. Așa că ajută-mă, dă-mi o plajă, dă-mi ceva. Du-mă undeva. Plajă, plajă, plajă. Hai, venim cam târziu, deja s-au rezervat toate hărțile de vara trecută. Stai să văd ce mai am disponibil. Ce zici de un parcurs pe litoral? Nu, 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 savantule, nici gând. Ok, atunci o bază secretă pe plajă? E tot ce am. Bază secretă? Plajă? Asta sună destul de bine. Savantule,
Bață secretă pe plajă să fie. Ne vedem la mine acasă. Gen în curte, adică în... Ai înțeles? Hai mai repede. Bun, fraților, cred că am găsit harta. Bun, repede. Andrei. Bă, ia uite-l, mă, omul meu e la relax, frate. Da, bă, îmi pare rău că te-am deranjat, Andrei, dar am ceva să-ți spun. Nea, sunt prea relaxat încât să te ascult. Ce? Bă, ne auzi mai târziu. Pa. What? Ha, mă, frate. Nu cred. Portalul! Nu pot să cred, savantul deja mi-a livrat pasa secretă plajă. Adică, cred că asta e, nu? Cred că în momentul în care intru în portal, eu și Andrei o să ne teleportăm la pasa secretă în plajă. Perfect! Ok, acum dați-mi 2 secunde să-l conving pe Andrei să intrăm în portalul ăsta. Bă, Andrei! Andrei! Nu te aud! La. Ok, ascultă-mă, băiete. Ai spus cumva că dacă ți-aduc o plajă mai șmecheră decât sufrageria asta, renunț la plaja din sufragerie și revine totul la normal? Am dreptate? Da? Ok, atunci vino cu mine, pentru că în acest portal, Andrei, o să găsești cea mai tare plajă ever. Exact, mergem la plajă, Andrei. Și nu mergem la orice plajă, mergem la o bază secretă în plajă, unde să ne relaxăm și practic, să facem chestii de vară, presupun. Ce zici, ești de acord? Ha, portal? Mă, cum o să mă întul a pus aici, că el e cu portalele? Poate. Atunci clar e parcurs. Pa! Bă, stai, mă! Ok, intru cu o singură condiție. Dacă toată lumea care se uită la clipul ăsta dă like în momentul ăsta... What? Dacă toată lumea dă like, o să intri în portal, Andrei? Nu pot să cred așa ceva. Da? Ok, pe în cazul ăsta mai buni, dați like și... Gata, au dat toți like. Hai să mergem. Ești gata, Andrei? Hai! 3, 2, 1... Wow! Oh, what? Ce? Ce, mă? Andrei, suntem la plajă! Nu cred! Asta, da, plajă, frate! Dă-te încolo, ATV! Eu am plecat! Wow! Mamă, ce tare! Andrei! Oh, what? Mamă, de unde-i, mă, motocicleta? Mamă, eu am vizit cum îi stă lui Andrei! Arăt cool! Yeah! Ia vino după mine, frate! Woohoo! Mamă, fraților, nu pot să cred că savantul chiar ne-a dat o plajă șmecheră! Ia uite și acolo prin apă, nebunii! Nu pot să cred, Andrei, vino după mine! Ce tare! Andrei, fii atent! Ia mingea asta în primul rând și fii atent! Uită-te la mine! Jet ski! Woohoo! Mamă, cât de tare! Uite, ești tu aici unul! Andrei, nu se merge cu motocicleta prin apă! Arăt prea cool încât să mă dau jos! Ok, hai, urcă pe jet ski! Mamă, Andrei, fii atent! Hai pe aici! Aoleu, cât de tare, nu pot să cred. Băi, nu pot să cred că efectiv salantul chiar ne-a dat așa ceva. Zi tu. Bă, frate, e prea tare, dar ce dar, mă, frate, că nu există niciun dar. E prea mișto și atât. Uite-te și tu, avem minge, avem de toate. Sper acum să nu, știi tu, să ceară ceva în schimb. Adică să ne punem să facem parkour pentru plaja asta. Dar fi nasol. Noe, mă, nu, stai liniștit. Uite și tu, frate, coșuleț cu mâncare. Doamne, nu cred. Andrei, fii atent, hai să ne jucăm niște volei. Ești gata? Du-te pe partea aia și fii atent. Da, mă, da. 3, 2, 1 și... nu așa se joacă. Bă, știi ceva? Ia mai lasă-mă, mă, găgăuță, că tu și așa nu știi. Wow, placă de surf. Mamă, Andrei, și nu pot să cred. Uite, deci tu avem de-astea de DJ, de muzică. Wow, oh my god, nu cred. Mamă, cât de șmecheră e muzica. Bag, Andrei, dă-le. Eu sunt DJ, aia zic. Mamă, ce banger. Let's go. Mamă, frate, avem și de-asta. Bă, dar totuși, ce nu-ți convine, mă, Andrei? Ce nu-ți convine? Că uite, deci tu, băi, mult prea șmecher ce se întâmplă aici, chiar. Deci eu chiar aș locui aici. Nu mi-ai zis tu că e o bază secretă pe plajă? Și asta, credeam că o să vedem și noi o bază secretă. Adică, frate, ne-am mințit, îmi vine să iau lopata asta, să arunc cu ea. Bă, Andrei, stai, bă! Ce? Ce s-a întâmplat, mă? Bă, Andrei, cum ai făcut asta? Andrei, cum? Cum ai făcut asta, mă? Păi, am vrut să iau lopata din nisip și s-a întâmplat asta. Oh, what este așa? Stai să încerc și eu. What? Ce, mă? Bă, stai o secundă. Eu acum 2 secunde stăteam pe scaunul ăsta. Andrei, nu pot să cred ce am descoperit. Uite, deci fii atent, deci chiar e un scaun real. Iată-te, dă-te, Andrei, dă-te de acolo. Uite-te și tu, fii atent, te uiți. Deci efectiv pare că e o lopată normală în nisip și când tragi de ea... Na! Wow! Bă, băiatule, cine a dat savantul? Păi și bă, stai, bă, Andrei! A murit. Păi și bă, Andrei, vrei să intrăm să vedem ce e înăuntru? Adică, da, e bază secretă în plajă, dar haide! Ok, bine, hai să vedem, ia! Hopa!
Dă-te încolo. Wow. Mamă. Ok. Ah, uite, pe aici o închide. Mamă, deci nu pot să cred că pe aici o închizi, gen, și o deschizi din nou, gen. Bă, așa o închizi, da. Ok. Păi și să vezi cine a dat savantul pe aici. Uite, deci tu camere cu lasere. Ok. Ce e pe aici? Ok, bine. Ba, nu stă deloc bine cu asta. Ce, mă? Ok, Andrei, acum avem o bază secretă de explorat. Cu ce vrei să începem? Hai să vedem. Pe unde o luăm? Acolo. Bun, hai să mergem aici să începem, să vedem despre ce este vorba. Wow, ok. Dă-te încolo cât de tare arată. Ia, ce e? Garaj! Da, mamă, ce mașină, nu pot să cred. Bă, asta e mașina mea, Andrei. Nio, nio. Ia, aveți drifturi. Ok, avem ATV. Mașina lui... mamă, iar motocicletă. Yeah. Bă, Andrei, tu vezi că efectiv este... dubița lui Scooby-Doo? Sau bă, nu zici că e unchiul lui Ben 10? Mă rog, nu știu, e o dubiță destul de ciudată. Ok, elicopter. Na, poftim, uite, deci tu ce elicopter avem aici, Andrei. Ia, dă-te puțin. Dă-te că trebuie să văd dacă, gen, chiar băi al meu. Bă, Andrei, stai! Andrei, cum se folosește asta? Andrei, nu știu să folosesc! What, pe unde am ieșit, mă? Andrei, ajută-mă! Bă, Andrei, cum fac? Sari? Cum am să sar? Bă, stai, bă! Na, mersi de tutorial. Andrei, lasă elicopterul, Andrei, nu o să te pricepi. Na, poftim aici, omul meu nu înțelege nimic. Uite, iupi! Doamne, a plecat. Bă, Andrei, că trebuie să continuăm turul ăsta. Nu putem, efectiv. Ia uite, mă, chiar aterizează, ce frumos. Hai să continuăm turul, că lumea așteaptă, frate. Uite, și aici avem un drum, gen, dacă vrem să ieșim cu mașina, gen. Nio! Bă, da, mult mai durează. Mamă, și pe aici ieșirea secretă. Andrei, aici fii atent, avem o fermă. Ok, destul de mișto, sincer să fiu. Ok, hai să vedem ce avem aici. Ok, o cameră ciudată. Da, bun, cam atât aici. Hai să vedem ce mai e în continuare. Ala, bala, portocala, pe unde? Acolo. Bun, hai să vedem ce e aici. Chiar sunt foarte curios. Deci sunt extrem de mega curioși în baza asta secretă de vară. Dușuri. Bă, da, deci aici să faci duș, că na, practic e cald și trebuie să mai faci și un duș, Andrei, din când în când. Asta chiar e un mesaj subliminal. Andrei, chiar ar trebui să mai facă un duș. Nu cred. Piscina interioară cu saltea de asta șmecheră. Dă-te încolo că-mi fac viața aici. Efectiv, uite-te și tu. Regele. Ce tare e. Pe bune, frate, ai și trambulina, ai tot ce vrei. Wow, visul. Ok, iar aici avem sală. Nu pot să cred. Deci avem de asta de dat cu pumnul. Avem de asta de greutăți. Avem bandă. Nu-mi place. Ce? De ce nu-ți place? Uite, avem vestiare, avem tot ce trebuie. Păi, știi tu, trebuie să fac mișcare și nu-mi place. Cameră cu pizza n-au? Bun, cam atât și cu această cameră. Destul de interesant să fiu sincer cu tine. Acum, ala, bala, portocala, unde mergem? Unde? Acolo? Aici? Ok, da, aici chiar nu am fost. Bun. Ia să vedem ce se dăulă pe aici. Dormitorul meu, oameni buni. Deci aici este dormitorul meu. Acum dați-mi 2 secunde. Mamă, ce bine dorm. E albastru al meu, e... Nu te bate aici, păi... Da, și eu am albastru în camera mea, gen, în studio unde filmez. Deci poate e camera mea, gen. Minți? Lasă-mă. E camera mea că e albastră. Bine, mă, fireai tu să fii cu albastru și cu chiloții ai tăi albaștri. Bă, dar nu sunt chiloți. Sunt slip pentru plajă. Ok. Aici avem o cameră. Aici e sufrageria unde luăm masa împreună, gencina în familie. Ok, mamă, câte cărți. Da, pe bune. Ce-ar fi să citim una? Nu. Ok, Andrei, acum că le-am verificat pe toate, mai avem decât una singură și anume asta, care ci că este living-ul, adică este cea mai mare cameră. Wow, nu cred. Televizor cu plajă? Bă, n-au pești? Bă, Andrei, cred că ăsta e gen nou serial, care e gen, e mult mai șmecher decât serialul cu pești. Televizorul cu serialul cu plajă. Gen, eu cred că e mult mai mișto ăsta decât ce avem acasă. Nu sunt pești. Da, bine, ok, în regulă. Ok, aici avem o altă masă. Baie! Da-te încolo cu covor de ăsta, nebunie, cu veceu, cu... Bă, Andrei, tu știi ce e asta, mă? Ia, hai să vedem dacă își dă seama. Ia, deci ce e asta? Chiar sunt curios. Ce e asta, Andrei? Deci analizează așa, își dă el cu părerea aia, să vedem dacă... Se scrieți voi în comentarii dacă știi ce e chestia asta. Bă, Andrei, da, te mai gândești mult. Ce e, bă? Efectiv, e o manetă pe care dacă o tragi, trage apa. Gen. Bă, stai, bă, nu trage apa. Ok, aici avem un duș slash cadă, destul de mișto. Ok, bun. Aici desigur că poți să stai frumos la masă. Mi-e foame! Bă, da, adu-mă mâncare.
Mi-e foame. Bă, bă, eu am zis asta primul, mă rog, în orice caz. Bun, ok, aici avem bucătăria. Hai să vedem ce avem în chest. Ok, nimic de mâncare. Nu, n-avem pizza. Bun, practic în momentul de față am finalizat tot ce se întâmplă la acest etaj. Iar acum putem să mergem mai jos, dacă îți vine să crezi. Hai să vedem ce găsim mai. Da, ok, omul s-a aruncat. What? Încă? Încă 4 camere, Andrei. Și uite aici o cameră de supraveghere. Hai să începem cu asta, de ce nu? Mamă, stai că aici devine... Ce e asta, mă, băiatule? Nu cred! Aia la final! Ok, oameni buni, aici avem safe-ul pe care o să le verificăm la final. Aici o debara, nu e nimic special. Aici un acvariu. Ok, bun, hai să mergem. Bă! Andrei? Aici se filmează serialul cu pești? Da, e destul de posibil. Hai, ieși odată de acolo, mai repede! Andrei, stai! Haide, bă, vino! Ce-a făcut, mă? Mamă, stai că intru tu pe el, că nu se poate așa ceva. Bă, Andrei, ce faci, bă? Bă, ieși, bă, de acolo, omule! Mereu mi-am dorit să fiu în serialul ăsta. Doamne, săracu. Ok, Andrei, haide să trecem la următoarea cameră. Ia să vedem cine rezervă treaba asta. Grijă mare. Ce e asta? Andrei, aici practic mergem în end. Ba, Andrei, stai, nu cumva să faci asta. Andrei, nu. Andrei, abține-te. Dar e tentant. Ba, Andrei, bă, nu, stai. Andrei, nu. Andrei, oprește-te. Stai, nu faci asta. 3, 2, 1. Ok, hai să mergem. Andrei, bă, stai. Trebuie să batem dragonul acum. Bă, unde suntem? Nu știu, dar eu nu sunt echipat cum trebuie. E numai vina ta. Stai, bă! Bun, iar aici în continuare avem... Oh, what? Stai o secundă, ce e asta? Bă, stai două secunde. Ce se întâmplă aici? Adică, cumva chestia asta... Nu cred! Andrei este un portal în Nether! Nu cred! Ok, nu o să intrăm. Adică, hai să fim serioși. Sau... Nu, Andrei, hai să mergi... Na, poftim. Bă, ajutor! Na, nu, deci eu nu mai zic nimic. Bă, Andrei, și ceva, te descurci. Bun, hai să trecem la următoarea cameră, Andrei. Te rog frumos, trebuie să acurs puțin atenție. Bă, dar unde intrăm, mă? Mină. E o mină. Efectiv, nu cred. Bă, Andrei, stai, nu, doar nu vrei să mergi la minat, nu? Ok, mina aia, sincer, nu prea mi-a plăcut, așa că hai să mergem la următoarea cameră. Ok. Oh! Nu cred. Na. Efectiv, calculator cu două monitoare în plus, adică cu trei în total. E al meu? Bă, stai, mă! Andrei, dar ăsta e calculatorul meu! Astăzi ne vom juca... Bă, nu te voi juca nimic astăzi, dă-te că e rândul meu. Hai, e rândul meu la calculator. Nu. Tamulo, bine. Presum că o să mă duc la ăsta cu un singur monitor. Ah, ok. Astăzi... Bă, parcă nici n-am chef să filmez pe ăsta. Ăla-i mai șmecher. Ok, hai să lăsăm setup-ul de gaming să vedem ce se întâmplă aici. Ok, interesant. Ce se întâmplă aici? Oh, mama, aici vezi că e masă de biliard, televizor, un alt calculator. Ce camera asta oare? E un fel de studio sau care-i faza? Și un mare acvariu în mijloc, gen. Băi, eu cred că aici se filmează și se și editează serialul cu pești. Gen, cred că aici e camera de producție. Bă, nu cred, stai. Bă, Andrei, ce vrei să faci? Andrei, ce s-a întâmplat? Andrei, unde ai dispărut? Bă, Andrei! Ha, mă, frate, pe bune! Bă, nu cred! Tu știi ce e aici? Nu, ce e acolo, că nu văd! Andrei, ce e acolo? Na, uite-te și la el! Hai și tu! Bă, Andrei, nu o să intru niciodată acolo! Wow, mamă, cum e! Ha, bă, chiar a avut dreptate, chiar e mișto pe aici! Andrei, a venit momentul adevărului! Este timpul să intrăm în safe-ul secret! Ești gata? Haide! Perfect! 3, 2... Bă, dar stai așa, nu pot, pentru că lumea n-a dat like la clip. Adică, gen, pe bune, suntem aproape la minutul, nici nu știu ce minut din clip e. În orice caz, peste 10 minute. Și efectiv nimeni n-a dat like. Adică, gen, îți vine să crezi? Și a doua oară sau a treia oară când specificăm asta. Ce, mă, ha, mă, frate, și le-am zis că intru în portalul ăla decât dacă dau like. Mi-am luat seapă. Da. Dar nu e nicio problemă, pentru că acum chiar au dat toți. Adică, e ok. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Date încolo. Mamă, nu m-am simțit niciodată atât de bogat. Pe bune. Bă, băiatule, uite-te și tu. Mamă, cât aur, cât netherite. Nu, nu se poate așa ceva. Doamne, Andrei, suntem bogați. E totul al meu, ei. Bă, Andrei, stai, calmează-te puțin. E al nostru. Gen, tot ce e aici împărțim la doi, nu? Adică, na, e al meu. Ce, mă?